copii, dar am zis copii la lider și tot la alte și m-am mai văzut câțiva tineri antreprenori români de aici. Eu sunt Alexandru de la Adobe. Lucrăm cu Adobe acum să încurajăm antreprenatorul România. Sunt aici cu Bogdan și Mihai. Bogdan e fostul meu partener și actual coleg la Interact și Adobe. Dar întâi să vă cunosc așa, câți dintre voi au un startup? Deci cam jumătate sunteți... Câți dintre voi vor să facă un exit în următorii 2 ani? Eu și Bogdan suntem din orașul Vaslui. Știți ce orașul Vaslui este? Și de mici ne-am cunoscut la Casa Pionierilor, făceam programare. Dă-i să mă împărătuiți să pentru 20 de ani recunoașteți ceva. Și de la Casa Pionierilor, nici nu știți ce e o parte din ok, Casa Pionierilor era un fel de există clubul elevilor, acum nici nu mai există. Ok, dar ne-am cunoscut la Casa Pionierilor, am început cu concursul, eu aveam un defect tot timpul și anul liber pe locul 2, cu care m-a frustrat, toată viața sunt mai mare frustrat. Bodi, în schimb, care a venit din lumea, e cu 2 ani mai mic. Zic, era fiindcă l-am ajuns în facultate din numără de lumea de mai Bodi, când a venit, fiind mai bun la rezolvat probleme, am zis, hai să-l învăț și eu pe Bodi tot ce știu, a avut și niște profesori mai buni și Bodi a luat premiul întâi ca olimpiadă, dar să mai mult și 3 și mențiuni și ce mai departe. Și am luat și un pic din chestia asta de vede și am mă simt bine, fiindcă Bodi a luat locul întâi, eu n-am luat numai locul 2. Și în clasa nouă, așa 10 ani, se pare că am 11-3, pe județ. Și n-am ajutat mai departe. Dar un lucru bun, pentru că m-am înconjurat de oameni ca Bodi și colegii lui după la Naționale, care ne-au ajutat să vorbim o companie Interact. Dar ca idee, 95 și eu am venit la București, mie mi-am zis toată lumea, voi zic, la București, din Vaslui, asta e cultura. Orașul ăla de va mânca, să nu mai vin și vine acum, dacă serios, de real, o să te mănânci trocuri, prostituție, cu toate, frate, e groasă. Eu când eram mic, arătam ca Frank Zappa, așa, aveam părul lung, deci probabil că forecast-ul viitorului nu era pe părul lung, nu? Mult mai lung, că l-aveam și un pic mai mult, dar nu erau campanile de baseball. Și forecast-ul carierei mele era undeva foarte jos și mi-a dus de doar o coste pieți. Am venit aici, până la urmă am intrat la filiera franceză și la filiera engleză. Astea sunt în Politehnică niște chestii, deci am intrat la automatică. Dar la filiera engleză și franceză, astea sunt niște... Cine? A, e cineva la filieră dintre voi? Să face Bodi. Bodi l-am adus, el nu știa nici franceză, dar era bună informație, restul noi n-am mai contat. Și am învățat franceza, știți unde se învață cel mai bine franceza? Sau alte lipsuri. Unde? La cafea? Nu, în Franța, da? În altă parte la cafea. Așa, am început, m-am dus în Franța, am început pe văzut ca ideea. Când m-am întors, aveam un coleg, Sergiu, prieten, care era la Harvard, termina Harvardul. Și el sunt român și era la Harvard, s-a întors unii, hai să facem un business. Ori noi un business, contextul sunt internet service, în 96, vreau să vindem internet și site-ul și astea. Acum, în 96, nu prea știa cum e cu internet. Mergeam, aveam oamenii de vânzări, trimiteam pe la diverse fabrici, rungeau la poate și spuneau, suntem băieții, vrem să vindem niște internet. Portați-mă, domn director, de la internet, băieții au venit să discutăm dumneavoastră, deci, trist. Failure complet această companie, am fost, am pierdut basic de 2 ani din viață, dar destul de interesant, că am învățat așa, mi-a aducea reviste Sergiu din... Era greu să ai acces la informații vorbire, era internet, dar greu. Păi găseai cu dial-up, cu astea. Primul ziar online. Am făcut primul ziar online care schimba mâine și care avea știrile din ziarul de ieri, basically. Dar era mult la vânzări. Care-i treaba cu filierele astea? Mi-am dat de seama după aia. Știți că deficitul de 500.000 de programatori pe care avea Uniunea Europeană? Filierea franceză este o agenție de recrutare în România, pe talent în IT. Și filiera engleză. Potem? Și loteria, pizza, orice. Exact. Deci atrage oameni de știință să se ducă să lucreze în zonele cu dezvoltare economică mai mare. Am pornit noi cu outsourcing când? Exact cu o lună înainte, cu 3 luni înainte se poate să întâmple crash-ul.com. Că noi nu știam că noi fiind cu programarea cu asta, noi ne uitam. Linux, compilam kernel, la asta era pasiunea, să ne compilez un kernel. Stupid, complet, vă spun sincer. Dar, când a venit criza, nu am văzut deodată, fără să ne dăm seama ce se întâmplă, că nu citeam ziarele de câtă tehnologie, ce s-a mai întâmplat în lumea tehnologiei. Și prietenii au lovit, pac, au dispărut, au dat afară toate cu Bodi, s-a întors pe trei firme, tot vor să lucreze cu noi, super bine, gata, am găsit oameni, facem de toate, ne-am văzut, pac, toți te-au dat afară.
zis, ok, ce mi face mai bun, că eu îmi dorisem demisia, nu aveam servici, aveam chirie, stăteam undeva. L-am găsit pe un francez. Găsește pe un francez care, el era tot în proces de dat faliment și trebuia și el să-și educă postul, pe care a zis, bă, vă angajez, lucrați pentru mine și vă țineți în chirie la mine, undeva prin, pe lângă universitate. Am trăzit pe săptămâna pentru el și ne dădea chirie. Da, ne dădea chirie. Am stat acolo, am lucrat body la început cu el, după aia am plecat și eu de la servici, m-am mutat și acolo, am stat acolo pe lună, a dat faliment. A zis, bă, dau faliment, luați voi tot, dați, știi, cât puteți, luați voi tot, eu plec în România, m-am săturat. Am plecat, ne-a dat niște calculatoare și ne-am mutat în Valea Lomiței, la un apartament cu două camere, unde am stat vreo 2-3 ani, încercând să facem autorizare. Am găsit o firmă care, deci ne-a recomandat decanul de la departament, unor elvețieni care vreau să facă elăburgări pe liste de confecții, care pe vremea anul 2000 era foarte în focă. Totul ăla ne-am apucat și am făcut un elăbur cu PHP, Ajax, niște nebunii foarte inovative din vremea aia, PostgreSQL, proceduri și tocate, super R cu PDF, generatoare de PDF, am făcut o super complicație pentru fabrica de confecții. Care încă e în producție. E încă în producție, deci... și fabrica cred că încă mai face confecții, deși între timp și-au construit niște birouri și ne închiriază, că confecțiile nu mai merg în România. Greșeala pe care am făcut noi când eram mici a fost că niciodată n-am cerut bani de la nimeni. Nu știu, nu știam, era cam fuc, că cu bani, cu bani, cu bani, cu bani, nu știam că este credită, VC, Angel Investors, nu a apărut să-i concepă, sau nu a apărut să-i în România. Sigur că era în state, în România nu prea erau, cine era? Era cine nu prea era? Nu existau nici exituri, nici nu știam ce era exit. Tocmai să se tot crește.com și era... Oricum, era o abundență de talent, deci luam oameni, majoritatea oamenilor buni pe care i-am adus, mi-au fost colegi ai noștri, că în principal am angajat colegi, care e altă greșeală, fiindcă de obicei angajam colegi, dar noi eram vârfuri colegii noștri, deci colegii noștri nu erau mai deștepți decât noi, decât pe unele domenii. Deci pe business n-am angajat pe nimeni, asta e altă greșeală. Dar bootstrapping, tot timpul am zis, hai mă, că reinvestim noi tot și nu avem nevoie de niciun împrumut, nu mergem la nimeni de pe. Dar și-am adus foarte mult talent, toată lumea se faliment și am adus oameni la un sfert din salariile pe care vreau înainte când era dot.com boom. Și probabil că dacă ați cumpărat apartamente în 2008, știți ce înseamnă să scadă foarte mult.